Aș vrea să deschideți împreună cu mine Scriptura, cei ce le aveți cu voi, la Evanghelia după Matei, capitolul 6. Voi citi de la versetul 16 până la versetul 18, pagina biblică 928. Evanghelia după Matei, capitolul 6, citesc Scriptura de la versetul 16 până la versetul 18, pagina biblică 928. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care își sluțesc fețele ca să se arate că postesc oamenilor. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Amin. Vă rog să vă reașezați. În această dimineață doresc să continui studiul despre spiritualitate dincolo de obișnuință. Noi suntem obișnuiți cu spiritualitatea, dar din păcate de cele mai multe ori pentru noi spiritualitatea se rezumă doar la anumite practici, fără să le pătrundem semnificația, fără să le judecăm eficiența. Citim Biblia ca să ne aflăm de multe ori în treabă, să nu ne mustre conștiința, ne rugăm doar ca să spunem că am făcut o rugăciune, postim, dar nu postim cum cere ziua de post, dăruim, dar nu dăruim în așa fel încât dărnicia noastră să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Și cred că este foarte important să trecem dincolo de obișnuit, dincolo de lucrurile acelea pe care le facem doar din rutină, pentru ca slujirea noastră, spiritualitatea noastră să ajungă în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu în bunătatea Lui să ne răspundă, să ne primească, să ne binecuvânteze. Poate într-o vreme ca și aceasta te confrunți cu întrebarea, de ce să postesc? De ce să postesc? Oricum, nu se întâmplă nimic. Postesc și nu mă văd mai plin de putere, postesc și nu mă văd vindecat, postesc și am aceleași probleme în viața de familie, postesc și mă confrunt cu aceleași ispite, cu aceleași provocări. De ce să postesc? De ce să-L caut pe Dumnezeu cu post și cu rugăciune? Care este semnificația? Pentru că absolut parcă nu se întâmplă. În această dimineață am pentru tine și pentru mine un cuvânt de învățătură din partea Domnului pe care l-am intitulat Cum să postești ca lucrurile să se schimbe? Cum să postești ca lucrurile să se schimbe? Îți propun în această dimineață să privim împreună în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem trei lucruri pe care trebuie să le facem, de care trebuie să ținem cont atunci când noi postim, ca postul nostru să ajungă până în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu în bunătatea Lui să ne răspundă și să lucreze potrivit nevoilor noastre. Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când postești, dacă vrei ca lucrurile să se schimbe, este să renunți la cele firești, ca să te poți îndrepta spre cele spirituale. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, pe care trebuie să-l fac, ca postul nostru să primească răspuns din partea lui Dumnezeu, este ca în ziua sau în perioada postului să renunțăm la cele firești, naturale, pământești, ca să ne concentrăm spre cele spirituale. Hristos spune așa, când postiți. A posti în gândirea biblică, în gândirea Vechiului Testament și implicita perioade în care era Hristos pe pământ, presupunea să te abții de la mâncare sau de la mâncare și apă și în ziua postului sau în perioada postului să te concentrezi în mod special spre Dumnezeu, să te duci la sinagogă, să faci rugăciuni, să faci dărnicii, să asculți citindu-se din Scriptură, să fii preocupat de Dumnezeu. Postul presupunea pe de o parte să nu-ți faci treburile tale, să nu fii atât de preocupat de întâlnirile tale, de câștigul tău, de problemele tale, de odihna ta, de plăcerile tale, ci în ziua postului sau în perioada postului să te concentrezi pe Dumnezeu, să fii preocupat de spiritualitate. Pentru că întotdeauna, potrivit Scripturilor, postul are aceste semnificații. Pe de parte, are un aspect negativ, nu fac ceva, adică nu mănânc, nu beau apă și în același timp fac altceva, și anume mă concentrez pe lucrurile spirituale, mă rog mai mult, citesc din Biblie, caut fața lui Dumnezeu, eu vin la biserică, sunt preocupat de lucrurile spirituale. Dacă vrei să postești, atunci când tu postești, lucrurile să se schimbe,
Să se schimbe situația din casa ta, să îți dea Dumnezeu propășire, poate în munca ta, în business-ul tău, să te ajute Dumnezeu să-ți biruiești angoasa, depresia, luptele tale spirituale, Dumnezeu să lucreze pentru tine. Este absolut necesar în ziua Apostolului să renunți la lucrurile firești, naturale, pământești, la lucrurile acelea urgente, cotidiene, ca să-ți faci timp să te apropii de Dumnezeu. Altfel, ziua aceea de post este doar o zi de înfometare. Atâta că nu mâncăm, nu bem, dar nu se întâmplă nimic marcant. Dacă vrei ca lucrurile să se schimbe atunci când postești, dragul meu, renunță la cele firești ca să te poți îndrepta spre cele spirituale. Povestește odată un frate că și-a propus să postească, s-a apucat de business și avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și având nevoie de ajutorul Domnului, cum să ceri ajutorul Domnului decât cu rugăciuni și cu post? Și și-a propus o zi de post. Numai că în ziua postului a avut o întâlnire importantă cu un client și s-a dus cu el la restaurant. Clientul a luat lista de meniu, a recomandat un meniu destul de atractiv, de suculent și zice, da, dumneata ce consum? Zice, eu astăzi numai apă plată. I-a dus apă plată lui, celălalt a mâncat destul de consistent și la un moment dat, în timp ce mănâncă el o mâncare mai specială, ceva vită, cu verdeturi speciale, se uită la el și spune, auzi, tu chiar nu vrei să guși nimic? Parcă mă simt așa prost, nu mă simt confortabil, eu mănânc bine, tu stai și te uiți la mine. Dar nu, eu numai asta. Dom'le, te rog frumos, o lecuță, coștuleaște-o leacă, gustă să vezi cum e. Mă, nu, te rog frumos, insist, fă-mi plăcerea, ia uite, e foarte bun steak-ul acesta, ia să vezi cât e de bun. Și fratele povestește că la un moment dat numai o lecuță a gustat-o și uitat că a vrut să facă târgul cu omul respectiv, o și uita că e în zi de post. Și a gustat o lecuță, mă zice, chiar e bun, mai e o lecuță, și încă o lecuță, și încă o lecuță, și încă o lecuță. Și la un moment dat povestește fratele că aproape că au mâncat tot meniul împreună. Când o terminat meniul, a zis, am uitat, eram în zi de post. Auzi, hai, dar mai comandăm încă unul bun. Și mai cam am dat încă unul. Asta se întâmplă atunci când nu te oprești de la lucrurile firești. Adică, dacă te concentrezi pe anumite întâlniri în ziua postului, s-ar putea să și uiți că e zi de post. Ești cu cineva la masă și vezi acolo mâncarea specială, vezi o prăjitură care îți face cochiul. Parcă ți-e greu să postești, dar când postești, este nevoie cât poți să eviți întâlnirile, să eviți mesele cu alții, să eviți tot ce te poate ispiti să-ți închei brusc ziua de post. Altcineva povestea o soră, o tânără, că și-a propus să postească și a zis în felul următor, astăzi voi răspunde la telefon doar la urgențe. Îl las lângă mine totuși telefonul, dar nu răspunde că la urgențe. Și la un moment dat, în timp ce se ruga, citea o lecuță din Biblie, începe să piuiască telefonul. Erau anumite SMS-uri, anumite texte, s-au văzut că începe să răspundă. După aceea au primit niște notificări, erau deschise și rețele de socializare, au primit niște notificări, o răspuns, o mai dat câte un like și mai departe și la un moment dat numai zice, am constatat faptul că în ziua postului eu eram de fapt pe social media, eram în texte cu altcineva și efectiv, domne, n-am mai avut timp de rugăciune de post. De fapt, când nu te concentrezi pe lucrurile spirituale, când nu stabilești niște termeni, asta se întâmplă, te trezești dintr-o dată că mănânci, te trezești dintr-o dată că ești mai mult pe telefon, pe rețelele de socializare, pe texte, pe urgențe, te gândești la una la alta, te gândești cum să faci bani și o trecut ziua și nu tu rugăciune, nu tu Biblie, nu tu proiecte spirituale, nu tu planuri cum să te apropii de Dumnezeu. Hristos spune, când postiți și în Israel era obiceiul când postești, le lași pe toate deoparte, numai efectiv necesitățile, urgențele care nu amână, nu suportă amânare, restul tu te concentrezi pe Dumnezeu. Dar astăzi în jurul tău și în jurul meu sunt nenumărate urgențe care ar putea să sufere amânare. Dar pentru că nu suntem oamenii aceia care spune, auzi, pun puțin telefonul pe silent, las puțin întâlnire deoparte ca să-L caut pe Domnul și prezența și puterea Lui. Ne trezim în situația în care frații mei, surorile mele postim și nu rugăciune, nu cuvânt, doar atât că ne înfometăm. Și atunci la final de zi sau după câteva ceasuri de post, la 12, la 3, la 6, zice, bă, nu-i rău. Vorba aceea, astăzi se vorbește despre post intermitent. Toți specialiștii vorbesc despre post intermitent. Și asta se postește că e bine pentru sănătate. Dar nu despre asta este vorba, ci despre postul care este plăcut lui Dumnezeu, despre postul care schimbă lucrurile, care îl face pe Dumnezeu să intervină în viața și în casa ta, să lucreze Dumnezeu potrivit nevoii tale. Dacă vrei să ai un astfel de post, este absolut necesar în ziua postului să le lași pe cele firești, naturale, normale, pământești, mai deoparte, ca să-ți faci timp pentru cele spirituale. Profetul Isaia, din partea lui Dumnezeu, vine înaintea poporului Israel și spune felul următor. Voi ziceți, ce rost mai are omul să postească? Să ne chinuim sufletul? Suntem priperniciți? Ne este greu?
De ce să mai postim? Că oricum nu se întâmplă nimic, că oricum, Doamne, Tu nu faci ce-ți cerem noi. Și zice profetul din partea lui Dumnezeu, oare ăsta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul ziua, să-și chinuiască sufletul, să nu mănânce nimic, să nu bea apă? Oare ăsta este postul plăcut mie? Voi postiți, dar vă urmați poftele voastre, tendințele voastre, ambițiile voastre pământești, nevoile voastre. De aceea, zice, postul vostru nu ajunge în prezența lui Dumnezeu. Ia postiți, zice Domnul prin profet, cum cere ziua postului și veți vedea dacă nu vă voi asculta. Nu vă mai certați, iertați, nu mai fiți răi, fiți buni, faceți bine celor de lângă voi, purtați-vă frumos cu ceilalți, fiți spirituali și eu voi deschide cerul și vă voi asculta rugăciunea și voi lucra pentru voi. Mi-a tras atenția vorba pe care o spunem noi. De ce să mai postim? Nu se întâmplă absolut nimic, nimic marcant. Tot bolnavi suntem, tot depresivi, tot cădem spiritual, tot cu certuri în familie, tot cu probleme spirituale, tot nu merge munca sau business-ul. De ce să postim? Numai să ne chinuim sufletul? Și Domnul spune, știi de ce n-ai răspuns la rugăciune? Pentru că în ziua postului, dacă o ai, ziua aceasta de post, tu-ți urmezi pornirile tale, tu-ți urmezi agenda ta, tu-ți urmezi planurile tale și nu postești cum cere ziua Domnului, adică să-L cauți pe Dumnezeu și împărăția Lui și voia Lui, să fii preocupat de spiritualitate. Dacă vrei să postești și postul tău să ajungă până în prezența lui Dumnezeu, dragul meu frate, draga mea soră, drag prieten, renunță la cele firești ca să poți a te îndrepta spre cele spirituale, să-L cauți pe Domnul și fața Lui în ziua postului. Un alt lucru foarte important ca să postești și să lucreze Dumnezeu, să se schimbe lucrurile, este să te asiguri că ceea ce îți dorești este conform voii lui Dumnezeu. Al doilea lucru care este foarte important când postești este să te asiguri că ceea ce tu îți dorești este în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Când voi postiți, spune Hristos, voi să postiți în așa fel încât postul vostru să ajungă la Dumnezeu Tatăl. Adică voi nu sunteți preocupați să impresionați pe ceilalți. Postul vostru trebuie să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, postul nostru trebuie să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu va face ceva împotriva voii Lui. Niciodată Dumnezeu nu va face pentru noi ceva ce nu este conform caracterului Său. Și este foarte important să înțelegem că dacă vrem să primim lucrurile de care avem trebuință, ele trebuie să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Întrebarea este, când tu postești, ești preocupat, te întrebi, ceea ce eu cer de la Dumnezeu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu? Altfel suntem ca acel frate care avea o patimă și un dor, pe lângă trasul la măsea, îi plăcea să joace la jocuri de noroc. Juca la loto și juca la diferite păcănele, diferite aparate și la un moment dat s-a pus în discuție potul cel mare. Și omul acesta a împătimit al jocului de noroc, avea nevoie și de bani să-și plătească anumite chestiuni, s-a rugat și a postit, Doamne, ajută-mă să câștig potul cel mare. Dar asta nu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu. O altă tânără s-a despărțit de prietenul ei, prietenul ei nu era un băiat credincios, era un om care n-avea treabă cu Dumnezeu, era un om care bea, se droga, trăia o viață fără de Dumnezeu și în Biblie se spune să te însoțești cu oamenii care îl caută pe Dumnezeu în calitate de creștin practicant. Și acum, fiind părăsită de băiatul acesta, se roagă, postește ca Dumnezeu să îl întoarcă la ea. Ori, postul nostru trebuie să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dacă fata aceasta n-are treabă cu Dumnezeu, clar că te va depărta tot mai mult de Dumnezeu. Văzut ai în general un om, de exemplu, care, nu știu, e foarte firesc și prin relația ta cu el, ești prieten bun cu el, om toată ziua în jurături, băuturi, șmecherii, ai văzut să nu te influențeze? E o vorbă care spune, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești, adică anturajul tău exercită o presiune foarte mare asupra ta. Nu există ceva de genul, eu cu Dumnezeu sunt așa, principii morale, dar apropiații mei sunt nicio treabă n-au cu Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, vorba care zice, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești, se va adevări și în viața ta. Deci este foarte important să înțelegi, niciodată noi nu putem să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea ceva și să ne așteptăm ca El chiar să facă lucrul respectiv, contrar voii Lui. Dragul meu, când postești și aștepți să se schimbe lucrurile, în primul rând este nevoie să renunți la cele firești ca să te poți concentra spre cele spirituale. În al doilea rând, să te asiguri că ceea ce îți dorești este în conformitate cu voia Lui Dumnezeu. Spune cartea profetului Daniel că într-o zi profetul Daniel ajunsese la o vârstă oarecare, era un om cheie în împărăția mezilor și a perșilor, deschide cărțile profetice și ajunge la profetul Ieremia și citește cartea. Și citește în cartea profetului Ieremia că robia va fi timp de 70 de ani.
După 70 de ani, robia se va încheia și Dumnezeu, în bunătatea și în providența Lui, îi va ajuta pe evrei să se întoarcă în țara lor. Și spune profetul, când am văzut în cărți că vine ziua întoarcerii noastre în țara făgăduită, că Dumnezeu spune lucrul acesta în cărțile Lui, am început să mă rog, am început să postez, spun, Doamne, iartă-ne păcatele, Doamne, este adevărat, am ajuns rob, bătaie de joc, a fost distrus Ierusalimul, am fost măcelăriți, noi și neamul nostru, pentru că noi nu te-am ascultat pe tine, dar te rog frumos, adu-ți aminte de noi, după bunătatea ta, după îndurarea ta și întoarce-ne, Doamne, în țara ta, în țara ta, în Ierusalim, în Israel, să rezidim casa ta, să rezidim templul tău. Spune Scriptura, că în timp ce se ruga Daniel, trimite Dumnezeu un înger și spune, Daniele, rugăciunea ți este ascultată, va lucra Dumnezeu. Dacă vrei să te asiguri că ceea ce tu ceri este în conformitate cu voia lui Dumnezeu și Dumnezeu chiar îți va asculta rugăciunea și va lucra pentru tine, deschide cărțile. Care cărți? Cărțile Sfintei Scripturi, Vechiul Testament, Noul Testament. Vezi care este voia lui Dumnezeu pentru tine, pentru casa ta, pentru munca ta, pentru business-ul tău. Și Dumnezeu îți va da biruință. Postește în conformitate cu voia lui Dumnezeu și Dumnezeu va lucra pentru tine. Zice Ezra, la un moment dat am stat de vorbă cu împăratul și a spus, împărate, mâna lui Dumnezeu este spre binele lor, pentru toți aceia care îl caută pe el, dar este spre răul lor, spre paguba lor, pentru toți aceia care îl părăsesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a mișcat inima împăratului Medo-Persan și m-a trimis pe mine, zice, în țara lui Israel, să mă ocup de templu, să mă ocup de slujbă, de învățătura poporului, să lucrez pentru Dumnezeu. Și zice, împăratul nu doar că m-a trimis pe mine și pe alții în țara făgăduinței, ci împăratul ne-a dăruit mult aur, vasele de la templu care au fost luate și duse în robie de către Nebucadnețar, foarte mult aur, foarte multe vase de preț, foarte mult argint, niște averi extraordinare. Aveam de parcurs o distanță importantă, 4 luni de zile, aveam de parcurs zi de zi să mergem spre țara noastră, spre Israel. Aveam nevoie de o armată să ne păzească. Valorile erau foarte mari, erau mulți tâlhari în vremea respectivă, dar mi-era rușine, zice Ezra, să-i cer împăratului o oaste să ne păzească. Pentru că eu însumi am spus că Dumnezeu și mâna lui cea bună este spre binele celor ce-l caută pe Dumnezeu, să-i ocrotească, să-i binecuvânteze și mi-era jenă. Nu puteam, parcă mă simțeam inconfortabil să-i cer oaste și protecție. Și atunci la râul Ahava, împreună cu ceilalți, am vestit un post. Un post de smerire, un post în care să căutăm fața lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, avem nevoie, vă rog să remarcați ce spune textul Sfânt în Ezra 8, avem nevoie de o călătorie fericită. Și Dumnezeu în bunătatea Lui, spune Ezra, ne-a ascultat și 4 luni de zile cât a mers, a fost de partea noastră și ne-a păzit. Și am ajuns la Ierusalim, la templu, cu toate acelea veri, cu toate acele lucruri de aur, de argint, ca să putem pune slujba în funcțiune. A căuta fericirea este un lucru frumos. Dumnezeu vrea să fii fericit, vrea să fii împlinit. Dar fericirea trebuie să fie un lucru secundar. Se spune că, în general, oamenii care caută să fie fericiți sunt foarte nefericiți. Asta o spun toți psihologii și filozofii, pentru că pe măsură ce vrei să fii fericit, vei fi tot mai nefericit. Oamenii care se însoară, se mărită, se fac unii pe alții fericiți, sunt nefericiți. Oamenii care se folosesc de circumstanțe, de alții să fie fericiți, ajung nefericiți. Dacă vrei să fii un om fericit, trebuie să fii o binecuvântare pentru ceilalți, să-L cauți pe Domnul. Și bonusul, așa cum spune regele David, Dumnezeu ne va da și fericirea. Dar e frumos să te rogi, Doamne, dă-mi fericire mie și casei mele, dar e secundar, eu te caut pe tine și împărăția ta și o să-mi dai și fericire. Dumnezeu vrea ca la tine acasă să te simți foarte bine. E ciudat să te simți bine cu prietenii și nu te simți bine cu nevasta, cu pruncii tăi. Dumnezeu vrea să te simți cel mai bine la tine acasă. E ciudat să ai lupte spirituale, să fii bătaie de joc a satanei și să nu poți să biruiești încercările și ispitele din viața ta. Și totuși Dumnezeu să fie gata să te ajute, e ciudat! Și Dumnezeu să-ți dea putere și tu să nu poți să-ți depășești situația în care te găsești. Și Dumnezeu să fie gata să te ajute să-ți depășești toate problemele. E ciudat să te lupți de unul singur în viață, să n-ai niciun sprijin, niciun ajutor și Dumnezeu să fie lângă tine, să fie gata să te ajute, iar tu să nu apelezi la ajutorul Lui. Dar asigură-te că ceea ce tu ai nevoie și aduci înaintea Lui prin post și rugăciune, oprindu-te în ziua postului sau în perioada postului de la lucrurile firești, pământești, naturale, ca să-ți faci timp pentru cele spirituale, asigură-te că ceea ce tu ceri, ceea ce tu-ți dorești, ceea ce tu aduci înaintea Domnului, este în conformitate cu voia Lui.
și Dumnezeu va lucra. Te confrunți cu întrebarea de ce să postesc, nu se întâmplă nimic? S-ar putea să nu postești vorba profetului care zice din partea Domnului postiți, dar nu cum cere ziua postului. Ziua aceasta cere să renunți la cele firești ca să te poți îndrepta spre cele spirituale. Ziua aceasta înseamnă să te asiguri că ceea ce îți dorești este în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, ca să postești și lucrurile să se schimbe, este nevoie să te porți normal, așteptând să se întâmple ceva supranatural. Este nevoie să te porți normal, așteptând să se întâmple ceva supranatural. Când postiți, zice Domnul, nu luați așa niște fețe foarte importante ca fățarnicii. În vremea lui Hristos erau undeva la vreo 5.000 de farisei, spune Iosif Flavius. Fariseu înseamnă special, specialul lui Dumnezeu. Și pentru că erau speciali, se purtau ca niște oameni speciali. Se duceau pe stradă. Și în timpul postului posteau de două ori pe săptămână, din seara asta de la 6 până mâine seară la 6, de regulă posteau lunea și joia. Posteau în mijlocul străzii, ridicau mâinile spre cer și începeau să se roage, se rugau în sufletul lor, în taina inimii. Stăteau cu mâinile ridicate în mijlocul pieții, mergeau pe la molurile vremii cu mâinile ridicate câte jumătate de ceas, un ceas. Și toată lumea spunea, ce oameni fantastici! Evreii, pentru că soarele era foarte tare și atunci și astăzi, se ungeau pe cap cu ulei de măsline, cu mir și mai departe, se spălau pe față, bun înțeles, dar în ziua postului, oamenii aceștia foarte importanți mergeau cu freza nearanjată, barba neîngrijită, se vedea că nu și-au făcut frizura, erau așa ofticați, picați, când îl vedeai, ce faci frate scump în Domnul? Astăzi sunt în zi de jertfă. De fapt, nici nu trebuia să spună că îl vedea de la distanță, mergea păsat. Simțea toate poverile lumii, ale romanilor, ale grecilor, toate apăsau pe umerii lor. Apoi se rugau, apoi erau... Când îi vedeai de la o distanță, înțelegeai că, Doamne, sunt în zi de post. Ca și fratele acela, cum ești, frate? Postesc astăzi. Frații mei, e nevoie să ne purtăm normal atunci când postim. Absolut normal. Spală-te pe dinți, parfumează-te, spală-te, aranjează-ți freza, îmbracă-te frumos. De ce? Că noi trebuie să ne arătăm că postim cu ei, Tatălui nostru care este înascuns. Acum spune ceva, frate, dar noi postim cu biserica. Dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea situații în care omul a postit singur, ca și devoțiune personală, și la asta se referă textul nostru, și pe de altă parte au fost și posturi colective. Vă aduceți aminte de momentul în care un om și-a pus gând rău să distrugă tot poporul lui Israel? Esera zice, 3 zile, să postim toți evreii din Susa, ca Dumnezeu să ne ocrotească. Și spune Scriptura că 3 zile Estera n-a mâncat, regina, n-a mâncat nimic, n-a băut nimic, nici ea, nici ceilalți din popor. De asemenea, Daniel s-a rugat și a postit 21 de zile ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea, să-i ajute pe evrei să se întoarcă în țara promisă, pentru că postul contează foarte mult, Dumnezeu ascultă rugăciunea, Dumnezeu primește postul și când noi postim și ne rugăm, cum cere ziua, se întâmplă ceva supranatural. De fapt, postul înseamnă, cu alte cuvinte, Doamne, mă uit la puterea mea, mă uit la resursele mele și singur nu mă descurc. Doamne, eu nu pot să schimb inima împăratului Medo-Persan, dar Tu poți să o schimbi, pentru că inima împăratului este în mâna Ta. Doamne, eu nu pot să-mi salvez națiunea, pentru că este dincolo de puterea mea, dar totul este, Doamne, sub controlul Tău. Boala aceasta omenește vorbind nu poate fi vindecată sau e foarte greu de vindecat, dar la Tine totul este cu putință. Căsnicia mea, Doamne, este problematică. Eu nu pot să mai rezolv situația aceasta, nu am soluție, nu am resurse, dar ceea ce nu pot eu să fac, Tu poți, că ești Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, situația mea financiară este critică, sunt îngropat în datorii. Ies dintr-o datorie, îmi fac alta, nu mai pot să scap. Dar eu mă bazez pe Tine, eu mă încred în Tine. Ce nu pot să fac eu, poți să faci Tu. Eu am în casa mea pe cineva care este robit de vicii, de anumite dependențe. Doamne, omenește vorbind, nu se mai poate face nimic. Dar ceea ce nu putem face noi ca oameni, poți să faci Tu ca Dumnezeu, slăvit să-ți fie numele. Iubiții mei, e așa de important să înțelegem că postul, atunci când este adus înaintea Domnului cum trebuie, face și Dumnezeu face prin post ceea ce nu se poate face omenește vorbind. Vă aduceți aminte de momentul în care un copilaș, nu știu câți ani să fie avut, nu ne spune Scriptura, el a luat de duhurile necurate și a aruncat când în foc, când în apă. Imaginează-ți că ai un copil. Unii aveți copii, Dumnezeu să vă binecuvânteze, alții nu aveți să vă dea Dumnezeu. Și imaginează-ți că ți-a copilașul tău, fetița ta, băiețelul tău, nepotul tău, nepoțica ta. Și foc, oamenii fac ceva foc, pe acolo arde ceva și ți-l aruncă în foc și tot îl prăjește. Imaginează situația.
Imaginează-ți că te duci cu el pe aici, pe lângă Crist, sau pe nu știu unde, și trebuie să fii tot timpul cu ochii pe el. Să aruncă în apă, Domnule. Pornește aragazul să faci ceva de mâncare și își bagă mâna acolo și se prăjește tot pământul. Îți dai seama cum arăta băiețelul acesta? Și zice, Doamne, te rog, fă ceva pentru mine. Doamne, Duhul cel rău îl chinuiește, îl distruge. Zice, l-am adus la ucenicii tăi. Ascultați ce spune textul. L-am adus la ucenicii tăi, Doamne, zice, și ucenicii tăi n-au putut să facă nimic. Și spune Scriptura că Domnul îl eliberează pe acest copilaș de duhul acela rău și ucenicii sunt contrariați. Doamne, zice, dar noi, de ce n-am putut să facem așa ceva? Și noi ne-am rugat și Domnul zice, auzi, dacă ați fi avut credință, s-ar fi rezolvat problema aceasta, dar continuă. Acest soi de draci nu este decât cu post și rugăciune. Știți ce îmi spune mie textul sfânt? Sunt soiuri de draci, de demoni, care te ispitesc și nu poți să-l biruiești decât cu post și rugăciune. Sunt situații în viața ta și în casa ta pe care omenește vorbind, natural vorbind, tu nu le poți rezolva, dar ai puterea lui Dumnezeu la dispoziție. Știți ce mă contrariază pe mine? Când a început Biserica Pentecostală în România, a început cu predicatori analfabeți. A început cu cântăreți care cântau unul singur pe cinci voci. Mă, dar se pocăiau oamenii. Veneau oameni bolnavi la biserică de diferite boli și Dumnezeu îi vindeca. Făcea semne extraordinare în biserică. La clipea la ocului, bolnav, paralitic, se ridicau în picioare. De ce? Știți de ce? Știți ce aveau ei și nu mai avem noi? Printre altele, postul și rugăciunea. Astăzi suntem creștini moderni care mai citim când citim din Biblie, cântăm, ascultăm muzică, dar am pierdut puterea spirituală și puterea se pierde pentru că nu este post și rugăciune. Acest soi de dragi nu este decât cu post și rugăciune. Bărbați care sunt robiți de diferite imagini murdare n-au post și rugăciune în viața lor. Femei care tot timpul sunt pe conte cu bărbații și tensiune și probleme acasă, că îți vin să plece să nu se mai întoarcă altul acasă, că n-au post și rugăciune la ele acasă. Certuri cu părinții, certuri cu socrii, lipsuri, probleme, îngrijorări, frate, simt că tâmpesc, înnebunesc. Și n-ai post și rugăciune în viața ta. Clar că omenește vorbit în pești, Doamne, la ce probleme ai. Atâtea și atâtea slăbiciuni și lupte și încercări, pentru că nu avem post și rugăciune. Zicea o cântare veche, o cântau frații pe vremuri, că avem două chei, sau trei mi se pare că ziceau ei. Cred că trei ziceau. Dar una dintre ele era și, sau două, erau postul și rugăciune. Vreau să te întreb, tu mai postești? Postești cum cere ziua Domnului? Poartă-te normal, nu fă pe spiritualul când postești, nu te fă obosit, picat, ramolit, astăzi sunt cu Domnul sus pe înălțim. Apropo, venit un coleg la institut și băieții mai mari când ajungeam noi la institut în primul an, erau câțiva mai șugubăți așa din fire, toți veneam așa foarte încordați, Billy Graham și Martin Luther ne vedeam toți la început de drum și știindu-ne apucăturile, băieții mai mari întotdeauna ne punea să predicăm în primul semestru. Vine un băiat, din nota 10, da, e plăcut așa, o văd aspirații mari. Zice, am venit la institut să umblu sus, 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 pe înălțim cu Dumnezeu. O zis și o zis și apoi când a venit momentul de critică, bietul așa, s-a necăjit de numai. Poate și tu ai zis, auzi, eu umblu sus, sus, pe înălțim cu Dumnezeu și când te critică cineva, când te apostrofează cineva, când te descurajează cineva, ți-ai pierdut tot entuziasmul și te-ai lăsat așa pe tânjala numai. Nu ai consistență spirituală, dragul meu, încearcă postul și rugăciunea. Sunt lucruri pe care tu ca om nu le poți rezolva, dar ai puterea lui Dumnezeu la dispoziție. Apelează la puterea lui Dumnezeu. Am citit zilele trecute un raport misionar din Africa. Era secetă foarte mare, era un sătuc care nu mai avea ploaie, riscau să-și piardă totul, să se prăpătească toată agricultura, toată recolta să fie compromisă. Și mâna aceasta de oameni din sătucul respectiv împreună cu păstorul lor au intrat într-o săptămână de post și de rugăciune. Beau apă în ziua de post și nu mâncau decât seara, 7 zile. Și se rugau, în fiecare seară se întâlneau la adunare, dimineața erau ei în rugăciune personală cu familia și seara toată lumea la adunare, ca Dumnezeu să dea ploaie. În a 7-a zi, mărturisește acest raport misionar, Dumnezeu a turnat o ploaie extraordinar de puternică și a fost salvată cultura. Pentru că Dumnezeu ascultă postul și rugăciune, face lucruri extraordinare. Un bărbat care avea probleme foarte mari de imoralitate, își înșela nevasta, era dependent de viciile acestea. Nu mai putea să scape, se simțea mizerabil față de soția lui, față de copiii lui, trăia o viață mizerabilă, dar nu putea să scape. Deja
pasiunile acestea firești, pământești, Drăcești o pus stăpânire pe el. Înțelegea că își distruge căsnicia, își distruge familia, distruge și prăpădește tot ce are. Și omul acesta a început să se roage și a început să postească și a luat 21 de zile de post și rugăciune. Era dependent de imagini vulgare, murdare, era dependent de relații extraconjugale și a spus: Doamne, 21 de zile stau înaintea Ta în post și în rugăciune. Nu mânca decât seara, 21 de zile. După 21 de zile în care și-a făcut timp de Dumnezeu în fiecare zi, e adevărat, postea cu apă, dar nu mânca toată ziua, numai seara mânca. După ora 6, după 21 de zile, Dumnezeu l-a eliberat. Nu s-a mai uitat la imagini vulgare, Dumnezeu l-a ajutat să scape de imoralitate, de relațiile extraconjugale și Dumnezeu l-a făcut din nou un soț credincios. Dumnezeu l-a făcut un tată responsabil, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea, pentru că Dumnezeu lucrează. Că nu mai poți tu să faci, că nu mai știi ce să faci, ascultă-mă, încearcă ceea ce spune Dumnezeu și vei vedea mâna lui Dumnezeu și vei vedea puterea lui Dumnezeu la lucru în viața ta și Dumnezeu să te ajute la aceasta. E important să postești cum cere ziua Domnului, să postești purtându-te normal, absolut natural, dar să te aștepți să se întâmple ceva supranatural. Pentru că postul pune mâna lui Dumnezeu la lucru, pentru că postul mișcă inima lui Dumnezeu, pentru că atunci când noi postim se întâmplă ceva supranatural. Te confrunți uneori cu întrebarea aceasta: de ce să postesc? Oricum nu se întâmplă nimic. Cu aceleași îngrijorări, cu aceleași frământări, cu aceleași lupte spirituale, cu aceleași probleme de sănătate, cu aceleași probleme în viața de familie, cu aceleași situații. Nici n-are rost să postesc, pentru că oricum nu se întâmplă nimic. Dragul meu, pentru tine este cuvântul acesta. Cuvântul acesta care se numește: cum să postești ca lucrurile să se schimbe. Cum să postești ca lucrurile să se schimbe? Fă trei lucruri. În primul rând, renunță la cele firești, naturale, pământești, ca să te concentrezi pentru lucrurile spirituale, să-ți faci timp pentru cele spirituale. În ziua postului, lasă-o mai ușor cu întâlnirile, lasă-o mai ușor cu social media, lasă-o mai ușor cu știrile, lasă-o mai ușor cu preocupările, lasă-o mai ușor cu astea, numai strictul necesar. Și concentrează-te mai mult pe rugăciune, concentrează-te mai mult pe cuvânt, concentrează-te mai mult pe spiritualitate și vei vedea mâna lui Dumnezeu la lucru în viața ta. Asigură-te că ceea ce îți dorești este conform voii lui Dumnezeu. E foarte important să înțelegi că ceea ce îți dorești să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Asigură-te. Da, mă rog și postez, Doamne, dar ceea ce aduc înaintea Ta, știu că este în conformitate cu voia Ta. Tu ești pentru mântuire, pentru vindecare, pentru sănătate, pentru pace, pentru înțelegere, pentru biruință spirituală. Apoi poartă-te normal, absolut normal. Nu trebuie să semnalizezi în stânga, în dreapta. Când e post colectiv, e una, da, postim împreună, ne încurajăm unii pe ceilalți, ne mobilizăm, da, suntem armata lui Hristos. Dar nu defila cu asta în stânga, în dreapta, să ajungă postul tău la Dumnezeu. Dar de fiecare dată, așteaptă-te să se întâmple ceva supranatural. Așteaptă-te după ziua de post, după săptămâna de post, să ai biruință spirituală, să primești vindecare, să aducă Dumnezeu pace în casa ta. Dacă nu funcționează o zi, nu ajunge o zi, ia o săptămână. Dacă nu ajunge o săptămână, ia 21 de zile de post. Poate zici: auzi, beau apă, dar mănânc numai seara, la 3, la 6, la 5, la 4 cât poți. Și caută să te apropii de Dumnezeu. Ai o criză în viața de familie, Dumnezeu este răspunsul la criza ta. Mi-e ciudă când văd oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și au necazuri în viața lor și n-apelează la Dumnezeu. E ciudat, îmi pare rău de ei. Ai resursele lui Dumnezeu la dispoziția ta, ai puterea lui Dumnezeu la dispoziția ta și tu alegi în stânga și în dreapta. E ca și împăratul acela care e bolnav și o trimis la un Dumnezeu străin să întrebe: oare mai trăiesc sau mor? Și vine Ilie și spune: auzi, de ce te duci la Dumnezeu străin să întrebi? Oare nu există un Dumnezeu în Israel? Eu te întreb, de ce alegi în stânga și în dreapta când ai probleme? Oare nu există un Dumnezeu viu în casa ta, în familia ta, în biserica Lui? Alergăm în stânga, în dreapta, fără speranță la doctor. Doctor, ești bun, Dumnezeu i-a dat. Dar de ce îți pierzi toată speranța? De ce nu te bazezi mai mult pe Dumnezeu? Spune Scriptura despre împărata lui Israel că l-a întristat pe Dumnezeu. Pentru că atunci când a fost bolnav, în loc să alerge mai întâi la Domnul, a alergat mai întâi la doctori. Mai întâi la Domnul și apoi la doctori. Și vei vedea că în Scriptură întotdeauna doctorii și Domnul au lucrat împreună, sau Domnul cu doctorii, dar mai întâi la Domnul, mai întâi rugăciune, mai întâi: Doamne, îmi predau viața în mâna Ta. Nu mă bazez pe ceea ce poate să facă pastorul, doctorul, psihologul, mă bazez pe ceea ce Tu vei face prin ei, aleluia.
Bazează-te mai tare pe Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Așteaptă-te să se întâmple ceva supranatural în viața ta. Nu mai alerga în stânga și în dreapta când ai probleme spirituale și nu mai ai pace și liniște și nu mai ai putere spirituală și te simți strântit la pământ. Aleargă la Dumnezeu. El are răspuns la problema ta familială, El are răspuns la problema ta spirituală, El are răspuns la problemele tale, la luptele tale, El este răspunsul. N-ai loc de muncă, n-ai soluții pentru viitorul tău, Dumnezeu este soluția. Copiii tăi fac necazuri, Dumnezeu este soluția. Când nu mai poți, tu poate Dumnezeu. Dar de multe ori avem la dispoziție resursele lui Dumnezeu și noi nu le folosim. Știi cum e asta? Asta și m-am gândit. Cum ai avea, de exemplu, așa, 1.000.000 de euro în cont? Ai putea să-i scoți când vrei tu. Dar tu să te chinuiești așa cu viața după zi pe cealaltă, 10 lei, 20, 50 de lei, 100 de lei. Dar-ți bani în cont, omule. Da, cred că sunt în cont. Păi du-te până la bancă și scoate-i. Ți-ai și mașină, nu se mai strică. Îți pui la punct apartamentul, casa. Îți finanțezi business sau munca să propășească. Da, are Dumnezeu resurse. Are. Dar noi trăim tot pe sărăcie spirituală. Când e vorba de material, toți am vrea milionar să fim. Bineînțeles, în euro, în dolar și în lire sterline. Dar când e vorba de spiritual, ne luptăm cu toate slăbiciunile și nu beneficiem de resursele lui Dumnezeu. Dar resursele acestea, care te pot ajuta să-ți biruiești păcatele, să ai pacea lui Dumnezeu la tine acasă, să-ți biruiești vicile și patimile, să deschidă ușile de binecuvântare, sunt la o distanță mică de tine. Poți să le accesezi prin post și prin rugăciune, dacă vei posti cum cere ziua Domnului. Nu știu care este binecuvântare de care ai trebuință, dar dacă în această zi vei zice, Doamne, postesc și stabilesc o zi de post sau 3 zile de post sau o săptămână sau cât e nevoie după situația problemei mele, după cauza mea. Și în ziua postului sau în perioada postului voi renunța la cele firești ca să mă concentrez pe cele spirituale. Voi fi preocupat să mă asigur că ceea ce îmi doresc și cer este în conformitate cu voia ta. Mă voi purta normal, firește, absolut natural, așteptând să se întâmple ceva supranatural. Și dacă vei face așa, Dumnezeu va lucra pentru tine. Vă invit să vă ridicați în picioare și pe cei din adunare și pe cei de la mama și copilul și de pe hol, pe toți. Domnul să ne binecuvânteze, ne ridicăm cu toți în picioare, oriunde suntem, ascultăm cuvântul și ne rugăm, slăvit să fie Domnul. Și aș vrea momentele următoare să plecăm fețele, să închidem ochii și înainte să ne rugăm, aș vrea să reflectăm câteva momente la viața noastră. Pentru cei mai mulți, spiritualitatea noastră este și ține doar de chestiuni obișnuite. În ziua aceasta am fost învățați să postim, că e important, dar ni s-a spus din cuvântul Domnului cum să postim ca lucrurile să se schimbe. Aș vrea cu fețele plecate, ochii închiși, fiecare dintre noi să ne apropiem de Domnul. Și aș vrea să spui, Doamne, ajută-mă mai întâi să postesc. Cu sau fără apă și până la cât postul să postești ca timp, în funcție de posibilitățile tale și sănătatea ta. Dar vreau să postesc. Fă din post un mod de viață și vei vedea cum va lucra Dumnezeu pentru tine. Și propune și spune, Doamne, ajută-mă să postesc. Pentru că eu sunt un creștin care am nevoie de putere. Altfel, atâta că vorbesc despre tine, dar n-am puterea ta. Ca să primesc puterea ta, am nevoie de post și de rugăciune. Vreau să postez și vreau să mă rog și te rog să mă umpli de putere. Așa cum spunea Pavel, că ceea ce este în noi este mai tare decât ce este în lume. Și noi citim că Pavel era adesea în posturi. De aceea a fost puternic spiritual, că era plin de puterea ta și a avut putere pentru că a postit și s-a rugat. Ajută-ne să fim niște creștini, Doamne, care să primim puterea ta. Mă rog, în aceste momente cercetează orice suflet, din adunare, de la mamă și copilul, de pe hol. Și ajută-ne pe toți, Doamne, să ne stabilim să postim, să ne stabilim această practică spirituală de a posti. Și te rog, ajută-ne să postim cum cere ziua ta. Și te rog, fă minuni pentru noi, Doamne. Dă-ne putere din puterea ta, dă-ne har din harul tău, dă-ne îndurarea ta. Intrăm cu toții în rugăciune
și ne rugăm ca Domnul să ne ajute să postim și să postim cum cere ziua Lui. Și apoi să spunem, Doamne, așteptăm să vedem semne și minuni. Dă-ne credință, ne rugăm cu toții.